case, ce faceți? Da, m-am gândit ca pentru astăzi să facem un book tag, ceva ce n-am mai făcut de mult și combinăm așa tagul de Crăciun cu tagul de cărți. Pentru că mi-a venit mie ca și fain. Unii spun că tagurile s-ar întoarce, că s-ar resuscita pe YouTube și că poate, poate. Alții spun că nu, așa că nu știu. Spuneți-mi și voi ce părere aveți. Credeți că merită să se întoarcă tagurile? Vă plac? Nu vă plac? V-ați plictisit de ele? Nu știți ce sale? So, anyway. Astăzi avem un tag care se numește Cozy Christmas Book Tag. Așa l-am găsit, așa vi-l zic și eu. A fost, bineînțeles, făcut prin America, nu-i făcut de mine. Sunt numai decât 8 întrebări la care am să răspund și eu și la care, desigur, vă invit și pe voi să răspundeți în comentarii. Și o să începem cu prima întrebare foarte, foarte drăguță, care se numește Twinkling Lights. Ce mi-a plăcut este că fiecare întrebare are și un titlu. Twinkling Lights. Și anume, întrebarea ar zice ceva de genul, stați că o traduc din engleză, care este cea mai frumoasă carte pe care o ai? Și acum, mie mi se pare puțin ambiguă întrebarea asta, pentru că la ce se referă mă frumoasă? La copertă sau la conținut? Că așa la conținut e greu, sunt multe și e mult de dezbătut pe subiectul ăsta. Dar dacă e să vorbim, pentru că zice Twinkling Lights, adică ceva ce vezi, mă gândesc că se referă la copertă. Și am aici, lângă mine, m-am pregătit, bineînțeles, cu niște cărticele. Am ales vreo 5. Da, ar fi ele mai multe, dar am zis să mă potolesc. Hai bine, hai să... Nu, nu, iau că stric. Da, Asta cu Beethoven îmi place. Da, nu. Bine, și aia cu Beethoven. O punem așa din oficiu. Aș avea odată asta, lecții de magie, care încă mi se pare ca fiind una dintre cele mai frumoase coperți ever, pentru că e colorată, e pozitivă, e vie, e veselă, e interesantă. Ăla era un bilet de autobuz de la master. Eram pe la master când am descoperit cartea asta și... Lecții de magie de Elizabeth Gilbert. Pentru cine nu știe, este o carte în care se vorbește foarte mult despre creativitate și Elizabeth Gilbert ne spune aici versiunea ei, ce crede ea că este creativitatea, pentru că mulți au ajuns să o critique ani mai târziu. Ea este autoarea lui Eat, Pray, Love, de care iarăși se găsesc foarte mulți guru din ăștia de self-help acum să facă mișto, dar acum fiecare cu treaba lui și până la urma urmei important este dacă rămânem cu ceva pozitiv din cărțile astea. Fie că spar ele banale sau nu, cum a fost și cu The Secret. Acum fac o paranteză, că m-am stârnit. Fac o paranteză. Acum toată lumea râde de The Secret, dar dacă e să punem așa, The Secret a ajutat foarte multe persoane, chiar dacă acum pare ridicol în zilele noastre, cartea a ajutat foarte multe persoane. Chit că au ieșit din depresie, chit că au încercat să se organizeze mai bine, chit că au încercat să privească lucrurile de o manieră mai pozitivă, că mesajul fundamental al cărții ălea, ăsta este să privești lucrurile dintr-o perspectivă pozitivă. Și dacă măcar cu atât ai rămas de pe urmă cărții ălea, eu cred că ești câștigat. Și așa că poate să facă cine vrea cât mișto o vrea. Și de cartea asta la fel, dar eu cred că dezbate o temă foarte importantă a creativității și cum putem să privim creativitatea și faptul că nu trebuie să câștigăm bani din creativitatea noastră și că nu suntem obligați să ne exploatăm creativitatea și că creativitatea noastră nu înseamnă doar latura aia artistică la care se referă mulți când vorbesc de creativitate. Nu, creativitatea poate să fie inclusiv să știi să dai filet unui șurub, da? Inclusiv acolo e nevoie de creativitate. Da, apoi o altă carte cu care v-am înnebunit deja, care văd că a suferit un mic accident pentru că a căzut năpăra de câteva ori, chiar nu odată, este asta, Balada unui final nefericit de Stephanie Garber. Este din seria A fost odată o inimă frântă. Seria asta mi se pare că are un titlu mai frumos în engleză. Nu știu, sună mai bine titlul în engleză. În română e așa. Este autoarea care a scris Caraval. Ok. Nu vă mai povestesc încă o dată despre ce e vorba în seria asta, că nebunim, că v-am povestit tot anul despre ea. Apoi, nu puteam să nu includ Ariadna. N-aveam cum. Uitați-vă și voi la copertă cât e de frumoasă. Adică, pe bune,
reinterpretare din mitologia greacă cu povestea Ariadnei. Mie mi-a plăcut și chiar mi-a plăcut tare și mi-am dat seama că mi-a plăcut mai mult decât Electra și da, a fost una din puținele cărți care am schimbat ratingul pentru că eu sunt un om foarte hotărât. În momentul în care am dat o notă, aia rămâne, nu o mai schimb. Foarte, foarte rar schimb o notă unei cărți, poate numai dacă o recitez după ani de zile și mi-am schimbat părerea și atunci da. Dar altfel, nu schimb notele la cărți, dar la asta am schimbat-o după ce am citit Electra. Mi-am dat seama că e mai bună. Așa, o altă carte care a intrat recent în colecția mea și la fel, am pus-o ca display. O știți că e pusă ca display aici și o vedeți. Mă rog, acum nu o vedeți că e blocată de un spărgător de nuci, dar o să o vedeți în restul anului și nu are cum să nu-mi placă, adică cum să nu-mi placă? Ziceți și voi cum te... Asta nu e copertă frumoasă? Îndrăznește să spună cineva că asta nu e o copertă frumoasă? Uitați-vă-le! Cum adică să nu fie copertă frumoasă? Asta este superbă, este minunată. Cum adică? Este absolut fabuloasă coperta asta. Plus că e albastră. Da. Așa, și nu pot să nu includ și Orașul Semilunii. Iarăși, îmi place foarte tare. Mie îmi plac coperțile astea grafice, ca și la asta, la ajung la Tronul de Cleștar. Toate coperțile de la Tronul de Cleștar, că de-aia nici n-am mai luat din seria aia. Pentru că toate sunt frumoase, toate sunt foarte, foarte frumoase. A doua întrebare, The Perfect Tree, ne întreabă dacă am fi în stare să dăm mai mulți bani pe o carte pentru o ediție mai frumoasă. Și asta este o întrebare așa relativ cu skepsis pentru mine. Pentru că dacă am cartea aia și am citit-o și e, nu mă deranjează, da, nu mai dau bani pe ea. Chiar dacă ediția aia nouă este mai frumoasă. Dar dacă nu am cartea aia și o vreau, cum a fost cazul ăsteia, că m-am bucurat atât de tare că am prins ediția asta de nu se poate, atunci da. Deci dacă nu am cartea și o văd și văd lângă ea o altă ediție și o iau pe aia mai frumoasă, dar dacă am cartea nu mai cumpăr a doua oară cartea doar pentru că e ediția mai frumoasă. Pentru că am văzut că în BookTube-ul internațional se poartă treaba asta foarte des și anume să cumperi aceeași carte în 2, 3, 4, 5 ediții. Sunt în America, cel puțin din ce am văzut eu, sunt edituri care scot, fiecare editură scoate o ediție diferită a unei cărți și apoi ăștia care sunt colecționari nebuniți rău de tot, care au probleme și cu capul și nu numai, se apucă și le adună pe toate. Și da, sună bine în teorie, dar în practică nu este sustenabil, adică nu e o chestie ok, pentru că sunt foarte mulți bani și sunt scumpe cărțile și da, sunt frumoase, dar rămânem cu ideea că coperțile sunt importante și contează și da, de multe ori și coperta face o carte și să știți că mi s-a întâmplat de multe ori să aleg cărți după copertă, chiar dacă Zicala zice că n-a trebuit, dar eu fac treaba asta și nu mă deranjează și să știți că s-a întâmplat chiar să fie carte bună. Deci dacă omul care face grafica, are cât de cât o intuiție bună și știe despre ce este vorba în cartea aia, poate să o nimerească, poate să fie o strategie de marketing foarte, foarte bună. La întrebarea numărul 3, care nu e neapărat întrebare, aveam mai degrabă o provocare și anume build a snowman, și anume să facem un fel de om de zăpadă sau un Mulder de cărți din cărți, ori pe aceeași temă, ori de aceeași culoare. Deci cum vrem. Și m-am gândit eu, pentru că deja scosesem câteva din cărți, să facem un mic Mulder din noua mea obsesie descoperită anul ăsta, noua mea pasiune în materie de literatură, și anume reinterpretare din mitologia greacă. Și am numai 4 cărți, păcate, dar voi avea mai multe. Promit că voi avea mai multe. Cam ăsta este mini snow-meu meu. Din mitologia greacă, da? Avem cântul lui Ahile, Ariadna, Electra și Circe. Două, le-am citit două, nu? Dar nu-i târziu că le vine și celorlalte rândul, cu siguranță, cât de curând. Și da, asta ar fi mini snow meu, nu meu, dacă vreți. Stați așa. Mai putem să facem un snowman, tot așa pe temă, nu pe culoare. Nu știu de ce, dar mie e mai ușor să fac pe temă decât pe culoare. Dacă vreți
sau cine vrea să să preia acest tag, poate să facă și pe culoare. Nu mă deranjează, chiar ar fi foarte interesant. Dar putem să facem un tag cu o altă, un alt trop care mie îmi place foarte mult. Trop? Sau... Dați așa, să facem un snowman cu asta, cu, cum îi zice, cu ficțiune istorică. Și avem așa. Uite, așa facem omulețul de ficțiune istorică. Și avem o grămadă de ficțiune. La ficțiune istorică stau un pic mai bine decât la reinterpretare de mitologia greacă, dar e drept că știam de ficțiune istorică, că îmi place de mai mult timp decât... Și am aflat că și asta este tot ficțiune istorică. O punem și pe aici. Așa. Și ficțiune istorică, intră și niște cărți care la mine în bibliotecă stau pe raftul de aventuri. Știți că am făcut turul bibliotecii, dacă nu l-ați văzut, o să vi-l las în descriere. Cărțile astea sunt puse la aventuri, dar ele sunt de tot ficțiune istorică. Și sunt astea de Bernard Cornwell. Cele trei din Ultimul Regat, da? Și cam ăsta ar fi turnulețul de ficțiune istorică. Deci avem Ultimul Regat, 3 volume, stați că-mi cad. Femeile Wayward. Așa. Filipa Gregory cu reginele ei, cele 4 regine ale ei, și Ruta Sepeti cu cele 4 romane din 5 pe care le am, care oricum al 5-lea roman nu este ficțiune istorică. Bun, deci asta ar fi. La 4 avem Crackling Fire, și anume ce carte te-a făcut să te simți warm and cozy, ar zice. Adică să te simți așa și să simți căldură și senzația aia de cozy și așa. Aici mi-a dat un pic daună pentru că efectiv nu-mi vine o carte în minte, că știți, eu sunt ori cu thrillere, ori cu ficțiune istorică, ori cu... fantasy, e foarte greu, iar în fantasy de obicei se întâmplă lupte și alte chestii. Nu știu, aș putea să zic că a fost odată inimă frântă, dar nu, că și acolo e multă iarnă, numai cozy nu e. Așa, dar dintre toate cărțile am ales una care are tot timpul ploaie, având în vedere unde se întâmplă acțiune, și m-am gândit că e bună, la modul că atunci când plouă îți vine să stai înfofolit într-o păturică și să citești. Și o carte care îți dă senzația asta că e fix pentru o astfel de perioadă este Babel pentru mine. Da. Babel cu Robin, care este acel băiat chinez adoptat de un profesor englez dus la Londra și educat și care s-a ajuns după aceea la Oxford și la Oxford își dă seama că principiile pe care le-a asimilat în Anglia, fiind în Imperiul Britanic, fiind deja considerat englez, nu sunt tocmai sănătoase și începe un fel de răzvrătire împotriva sistemului și se întâmplă, pentru că își dă seama că în Babel era Institutul de Traduceri de la Oxford, unde erau aduși nativi ai diferitelor limbi din lume. Și acolo studiau foarte mult arta asta de a traduce și de a interpreta texte și și-a dat seama că meseria asta pe care el urma să o facă era folosită nu neapărat în scopuri bune, pentru că știți cum e, atunci când traduci un text îl și interpretezi, iar în funcție de cuvintele pe care le folosești, interpretarea se poate schimba în altă limbă, da? Adică dacă traduci o frază din engleză în română și nu folosești termeni incorrecți, îi poți schimba sensul acelei fraze în limba română, de exemplu. Și Robin se prinde de chestia asta și are foarte multe mustrări de conștiință, își dă seama că este manipulat de cei care l-au format și ajunge să se răzvrătească. Și de aici începe o întreagă nebunie. De aia și mamutul ăsta de carte, care, by the way, trebuie să reamintesc, este în engleză, nu este în română, nu s-a tradus încă în română și nici nu cred că va fi tradus în română, pentru că e foarte greu de tradus. Eram foarte supărată, încă asta a fost o carte foarte populară. Cine urmărește BookTube-ul internațional știe, asta a fost o carte foarte populară anul trecut pe
Instagram și pe YouTube în mod special. Și de obicei cărțile astea foarte populare, mai ales pe Instagram, se traduc și în română destul de repede, ceea ce e bine. Dar pe asta n-au tradus-o și eram frustrată că de ce n-au tradus-o și când am citit-o mi-am dat seama de ce, pentru că sunt foarte mulți termeni, se face foarte multă trimitere la rădăcina familiei de cuvinte, a unui cuvânt și te nebunește și nu, e foarte greu de tradus. Adică cineva ca să o traducă trebuie să stea foarte, foarte mult timp și nu știu dacă se încumetă cineva la așa ceva. Întrebarea numărul 5. Nihai Socks. Care este cea mai lungă carte pe care ai citit-o? Și acum iarăși am avut probleme pentru că nu știu dacă să pun carte într-un singur volum sau în mai multe volume. Cred că dacă punem în mai multe volume, cred că Shogun-ul este mai lungă decât asta pe care am luat-o din bibliotecă, dar hai să zicem într-un singur volum și este Femeia în alb, de Wiki Collins, de la editura Corint este asta. Asta mă citit-o anul trecut și în ciuda faptului că inițial m-a supărat, m-a enervat și mi s-a părut grea de citit, după aceea mi-a plăcut. Mi-a plăcut destul de mult. Nu a fost, nu este una din cărțile mele preferate, dar mi-a plăcut destul de mult. Stați așa, să vă zic și câte pagini de text are, că mai are și niște pagini în plus. 780. Cred că dacă punem Shogun-ul, cred că ajunge la 800. Cred. Da, pe acolo. Cam astea sunt. Cam asta e cea mai lungă. O să vină astea. Și mai am de la Sarah J. Maas. Mai am niște cărți. Ia, Sarah J. Maas. Bine, dar asta l-am citit-o. Stați că. Asta are 927, dar n-am citit-o. Și era vorba de carte pe care ai citit-o. Așa că rămânem cu Femeia în alb, de Wiki Collins. Ugly Sweater, la 6. Și ne întreabă care este cea mai urâtă carte pe care o avem. În, da, am destul de multe cărți urâțele. Adică, care au coperți urâțele, tocmai pentru că multă lume merge pe principiu. Nu judecă o carte după copertă. Da, e, vezi să nu. Așa, tocmai am stabilit că facem asta. A, uite, și asta e urâtă. Nici asta nu-mi place, coperta asta. Spre exemplu, nu spune nimic. Adică, chiar nu spune nimic. Coperta asta. Și asta teoretic e ficțiune istorică. Sunt multe, sunt foarte multe. Și Circe, nu-mi place. Coperta asta nu-mi place. Aia unde este capul ăla de meduza, parcă îmi place mai mult. Parcă meduza e? Sau, mă rog, e un cap, ceva. Așa, dar asta nu-mi place deloc. Nu știu, e... Nu-mi place. Cu au uriu ăsta, așa, cupru și cu negru ăsta, nu. Așa, și, hands down, e clar, v-am zis și în turul bibliotecii, că nu-mi plac astea de la adevărul. Nu-mi plac. Știu că multora le placă, li se pare elegante, mie nu. Nu-mi place verdele ăsta, mi se pare urât. Oricum știți că eu cu verdele... Abia acum încerc să fac pace, dar nu prea mi iese întotdeauna. Și ăsta, astea mi se par chiar urâte. Deci mă uit sus acolo și pe, mai ales pe raftul ăla cu clasici sus. Ah, e urât rău, e întunecat așa, e trist, amărât, așa, da. Și pe lângă asta sunt și paginile cu scrisul foarte mic și mă enervează și nu-mi place. La numărul 7 avem Blizzard și ne întreabă de o carte care are acțiune iarna. Și sau o carte care ne-a dat fiori. Și am mai multe opțiuni aici pentru voi și asta pentru că le-am luat pe astea din raft. Niște cărți care mi-au dat fiori rău de tot și așa. Și sunt și, au și acțiune iarna. Sunt astea două ale lui Ruta Sepetiz. O mare de lacrimi și Printre tonuri cenușii. Da, astea îți dau și fiori și au și acțiunea iarnă și efectiv și chiar acum m-a trecut un fior. Așa, ar mai fi Viața invizibilă a lui Eddie LaRue pentru că o parte din cartea asta are acțiunea pe la 1700 când, da, lucrurile nu erau așa funny și drăguțe și bineînțeles n-aveam cum să ratăm capitolul ăsta fără o ficțiune istorică care are acțiunea în jurul anului 800 și ceva în Anglia sau, mă rog, ceea ce știm noi ca acum, ca fiind Anglia, și anume ultimul regat.
Asta chiar îți dă fiori. Și vremea la fel, era urâtă acolo tot timpul. Tot timpul. În cărțile astea cam tot timpul. Chiar am început volumul 3 și la un moment dat vorbește despre vreme. Și era vară și totuși era un vânt rece. Da, splendid. Mulțumesc, zic. E perfect, exact ce-mi doream de la viață. Ce mai putem să zic? Sunt pentru cei care recitesc cărțile, ne întreabă dacă sunt anumite cărți pe care atunci când le recitești ai senzația că te întorci acasă. Și da, n-am recitit cărțile astea de mult timp și cred că anul care vine voi face o misiune din a le reciti. Și sunt două foarte importante. Una este importantă pentru că e o carte la care țin mult de tot și v-am vorbit anul ăsta de ea de mai multe ori și mă emoționez de fiecare dată când vorbesc de ea pentru că e cartea din copilăria mea și vorbim, bine, înțeles, de Huck. Huckleberry. Huckleberry. It's home. It's cozy. It's home. This is cozy for me. Huckleberry, deci da, nu m-am încumetat anul ăsta, adică n-am apucat, nu că nu m-am încumetat, dar musai, stați așa că în capitolul 1, Tom, da, nu cred că așa începe. Țin minte că în cartea cealaltă din copilăria mea și o să iau să o fac o paralelă cu asta, era acolo primul subcapitol sau primul subtitlu de capitol era Huckleberry trebuie țiflizat. Și atât am închinuit, eu ne știu la vremea aia că sunt dislexică, atât am închinuit să citesc țiflizat. Deci cred că am stat o jumătate de oră și am întors cuvântul ăla pe tot, că de-aia mi-a și rămas în minte. Da, pentru că era o cucoană care vorbea așa, cu țiflizat, știți? Huckleberry trebuie țiflizat. Dar nu știu dacă începe așa. Iasă, chiar ar fi curios. Ar fi interesant să fac o paralelă între ediția asta și cea pe care o aveam eu veche, să vedem dacă sunt la fel, dacă scrie la fel. Sunt foarte curioasă. Bun, și o altă carte pe care n-am mai recitit-o de mult, mult, mult timp și este cumva cartea care m-a făcut pe mine să mă îndrăgostesc de tot ce înseamnă fantasy, distopie și așa mai departe și de-aia, în momentul în care o voi citi, cu siguranță voi avea senzația că mă reîntorc acasă, pentru că fantasy-ul ocupă un spațiu foarte, foarte mare în inima mea și este, bineînțeles, Divergent. Cine n-a văzut seria, măcar filmele, ce mai așteptați? Faceți chestia asta, că n-am ce să vă zic mai mult. Cine a văzut-o, let me know. Oricum, seria asta mi s-a părut destul de bună și a fost o serie fenomen la momentul la care a apărut, pentru că lumea nu prea mai era obișnuită cu distopiile. Adică distopiile erau ceva atribuite lui George Orwell, numai acolo, numai ceva, în lumea lucrările în genul ăla. E, și când a venit asta în 2000 și nu știu cât, când a fost publicată cartea asta, efectiv i-a luat pe toți pe sus. 2011, cam așa. Vă dați seama ce fenomen a fost că dacă i-a apărut cartea asta, a apărut în 2011 și în 2011 a apărut și la noi, adică au tradus-o imediat. Atât de mare a fost impactul, ceea ce în 2011, deci și nu vi se pare că a fost foarte departe, în 2011 lucrurile se întâmplau la fel de lent ca în anii 90. Da? Nu se întâmplau ca acum. So, da, cam astea au fost cărțile și întrebările mele de astăzi. Puteți să răspundeți și voi la întrebările din comentarii și pentru întrebarea cu, sau pentru provocarea cu cărțile, puteți să lăsați titluri de cărți în comentarii, să mi le lăsați așa, sub formă de piramidă și îmi spuneți care ar fi jos și care ar fi sus. Da? Vă mulțumesc dacă v-ați uitat, dați un like și un share și ne vedem mâine în următorul vlog.